Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului Radu Prisăcaru. În această seară am un invitat de departe, dar vine cu niște informații extraordinare, cred eu. Și pentru că l-am urmărit foarte mult, îl apreciez foarte mult, îi urmăresc programele, l-am invitat și cu siguranță îl veți vedea pe data de 27 aprilie într-o conferință de excelență la Iași. Vom discuta și în această emisiune vreau să lansăm discuția și o vom termina la această conferință. Vom discuta despre numerologie și mai ales despre faptul că numerele reprezintă un limbaj universal, un limbaj pe care sau cu care putem comunica aproape în orice limbă, dar nu numai, putem comunica și la distanță atât în timp cât și în spațiu. Nu vă mai țin foarte mult, îl invit pe unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun, după părerea mea, numerolog, Eduard. Bine ai venit, Eduard! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru apreciere, mulțumesc pentru invitație. Hai să o luăm, te rog, cu începutul, pentru că lumea te cunoaște, dar ar vrea să știe mai multe despre tine. Spune-te, rog, mai multe despre tine și cum ai ajuns în zona asta a numerologiei. Eduard Agache este numele meu, sunt numerolog și la bază am terminat un liceu cu profil real, matematică-informatică, după care am continuat studiile, am în prezent o diplomă de inginer, sunt ofițer în rezervă de marină militară, am terminat cu specializarea de navigație, ofițer de punte, atât aparatură de navigație cât și armament de navigație, pentru că am făcut o facultate militară. Însă m-am îndepărtat de domeniul acesta din 2017, pentru că nu era ce am crezut eu că ar trebui să fie sau nu s-au potrivit drumurile între ele și atunci m-am îndepărtat cu zâmbetul pe buze, fără niciun regret și am rămas doar cu partea numerologică, pentru că în orice caz începusem deja studiul numerologic după terminarea liceului, s-a întâmplat și din aproape în aproape am ajuns până unde sunt astăzi și cred eu aș putea să zic suficient de avansat sau la modul în care înțeleg acum lucrurile și cum le stăpânesc în ceea ce privește studiu, în ceea ce privește cunoașterea, în ceea ce privește chiar și demonstrațiile numerologice pe care le pot face, zic eu că stau suficient de bine eu cu mine încât să mă pot întâlni cu oricine și să avem o discuție decentă și pertinentă, nu la modul în care să mai am necesitatea să conving pe cineva, ci doar să ne bucurăm de toată utilitatea studiului numerologic. De ce vreau să te rog? Să ne spui, din punctul tău de vedere, cam cât de veche este această știință sau artă? Că și asta este o întrebare. Da, când e vorba de știință, mie mi se pare puțin să încadrez numerologia doar la nivel de știință, pentru că știința se rezumă în totalitate, la ceea ce există pe această lume, la tot ceea ce este material, la tot ceea ce poate fi perceput prin simțuri, simțurile pe care le avem noi. Știința măsoară, despică, calculează și caută o cauzalitate a efectelor vizibile, dar cauzalitatea o caută tot în lumea vizibilă și în lumea perceptibilă. Numerologia merge mult mai departe. Chiar și efecte, dar mai ales cauze, le descoperă în lumea invizibilă, să-i spunem așa, dincolo de ceea ce putem noi să percepem prin materialitate. Haide să vorbim, dacă vrei, despre lumea sufletului, despre lumea spiritului, despre... Uite, în toată știința nu avem o unitate de măsură care să ne calculeze bucuria. Cât de multă bucurie poate să fie într-un om la un moment dat, cât de puțină, cât de multă tristețe. Ce înseamnă iubirea, cine declanșează iubirea, cum funcționează iubirea și toate lucrurile acestea. Ei, numerologia ne permite să facem așa ceva, de aceea n-aș încadra-o deloc la o știință. Se duce poate, nu știu, la nivel de cunoaștere.
Iar din tot ceea ce am studiat și am căutat, la un moment dat am renunțat la ideea asta de a descoperi rădăcinile de unde au plecat, pentru că nu am găsit nimic concret să spun, da, uite de aici. Adică putem merge în urmă până la Pitagora, dar care și el a avut parte de niște învățături și se spune că din mai multe școli pe care le-a parcurs, școli inițiatice, a avut de-a face cu diferite culturi, acolo unde a învățat de la oameni mai avansați care au avut acces la această cunoaștere, zic eu, superioară omului, cu siguranță, dar un fundament foarte clar e dificil de identificat de unde exact, dar cu siguranță cu mulți mii, poate de ani, chiar și înainte de Hristos. Am putea să spunem despre numerologie că a apărut. Iar pe parcurs, aceasta poate să fie și o dovadă a puterii în sine a numerologiei, adică faptul că nu are nevoie de o confirmare, nu are nevoie de susținerea cuiva pentru a exista, nu are nevoie nici măcar de o probă științifică, să-i spun așa, astfel încât ea să-și dovedească autenticitatea și să poată să reziste în timp, pentru că tocmai adevărul pe care îl conține în interiorul său și care o reprezintă până la urmă, toată această cunoaștere, ea nu doar simbolizează un adevăr, ea îl întrupează acest adevăr, care bineînțeles pentru noi poate să fie reprezentat prin acest limbaj pe care îl folosim, prin cifre, prin însușirile lor și așa mai departe. Și tocmai aceasta cred că este dovada supremă a veridicității cunoașterii în sine, faptul că este capabilă după atâtea mii de ani încă să reziste și să se probeze. Bineînțeles că sunt foarte multe, să le spun așa, ca niște secte care s-au format, așa cum și din religii se formează fel și fel de bisericuțe și de secte, din foarte vari motive. Cele mai multe dintre ele, în mod evident, sunt comerciale, oameni care din orgoliu, din mândrie și-au dorit și ei să fie văzuți, să fie renumiți, să aibă o imagine din aceasta de guru, cât să fie venerați în societatea din care făceau parte. Dar diferența este că oamenii de genul acela de obicei nu pătrund adevărata cunoaștere și tocmai din acest motiv au nevoie să o transforme pe limba lor, să o altereze și mai departe ajung doar să o vândă în maniere diferite. Și sunt peste tot oameni de felul acesta, foarte puțini care pătrund în adevăratul sens al cuvântului la ceea ce înseamnă cu adevărat puterea numerelor și cei mai mulți dintre cei care apar să vorbească despre așa ceva sunt la un nivel, hai să-i spunem, intermediar. Sunt încă într-o căutare, dar se folosesc totuși de această imagine astfel încât să supraviețuiască, să aibă o activitate. Deci din cauza asta un pic cei mai mulți dintre oameni s-ar putea să aibă o imagine eronată despre ceea ce înseamnă, pentru că eu aș spune peste 90% din ceea ce se promovează este foarte superficial despre numerologie, despre adevărata putere a numerelor. Faptul că, așa cum spuneam, putem înțelege, de exemplu, sentimentele unui om. Haideți să zic așa, le putem măsura în interiorul unui om ce fel de sentimente zac. Și nu este necesar doar să-l observăm, să stăm, nu știu, cu săptămânile să-l chemăm în cabinet, să observăm omul sau să stăm în jurul lui în diferite medii și în diferite conjuncturi, astfel încât să ne dăm seama care sunt cauzele care declanșează, ce fel de emoții exprimă, la ce riscuri se supune și așa mai departe, sau care sunt abilitățile lui, care sunt vulnerabilitățile, cum reușește să relaționeze cu ceilalți, orice ne-ar putea interesa vreodată, cariera potrivită, vocația pe care o are, cum se descurcă în familie, dacă este un om familist sau nu, are nevoie sau nu de lucrul acesta în viața lui. Foarte multe. Nu există un domeniu, un element din această lume, mai ales legat de oameni, pe care să nu-l putem interpreta din punct de vedere numerologic, însă trebuie atenție, trebuie pregătire corectă în direcția asta. Și atunci când comparăm cu ceea ce face în general aproape orice știință, la modul acesta de a observa doar omul din exterior și încearcă să tragă niște concluzii,
numerologia poate într-adevăr să vină să spună direct, uite, despre asta este vorba, și atunci scutește foarte mult din timp. Diferența se face prin faptul că nu există poate o, nu știu, așa cum se face în știință, un eșantion de mii de persoane poate care să dovedească faptul acesta. Însă, din punctul meu de vedere, cred că este mai bine așa, mai ales din prisma faptului că nu este deloc o cunoaștere atât de ușor de gestionat. Uite, dacă, de exemplu, pentru a deveni inginer, pentru a deveni pilot, pentru a deveni bucătar, există o școală pe care o poate parcurge oricine. Acum, bineînțeles că ține și de talentul interior, de îndemânarea pe care o are fiecare. Chiar și acolo, la faptul de a folosi mâinile, de exemplu, în bucătărie, și să tai simetric, poate, sau să fii foarte atent și cu migală și alte trăsături. Ai nevoie de unele însușiri, dar până la urmă chiar și cel mai grăbit, mai distrat om poate să învețe să fie bucătar, poate și el să facă de mâncare, să zic așa. Și chiar un șef cu multe stele poate să ajungă. Deci în domeniul acesta, în planul uman, omul este capabil să se educe și să practice diverse meserii, dar în continuare trebuie să reținem faptul că ne desfășurăm doar la plan, în planul material, în planul omenesc, tot ceea ce facem cu trupul nostru fizic. Și aici se poate exersa ușor. Însă ceea ce vorbim despre numerologie depășește tot planul uman, adică depășește capacitățile noastre, chiar și ceea ce poate face, să zicem așa, creierul. Ne ducem în spatele creierului și discutăm despre capacitatea de a gândi, capacitatea de a raționa, de a înțelege concepte, de a folosi concepte, de a îți folosi emoțiile și de a-ți controla emoțiile, de a, să spun așa, ca și cum atunci când poți să cântărești două obiecte pe care le ai în mână, să spui, uite, ăsta este mai greu, ăsta este mai ușor, să ai puterea aceasta, să o dezvolți în tine, astfel încât să-ți dai seama de emoția omului atunci când te întâlnești cu el, care este emoția dominantă, de exemplu. Adică vorbim de niște însușiri interioare ale omului, pe care în mod normal, în viața de zi cu zi, nu avem instrumente să le dezvoltăm, să nici măcar să discutăm foarte mult despre ele. Parcă de multe ori chiar evităm să le aducem în discuție, pentru că știm că este efectiv un domeniu invizibil. Nu știm în ce ne băgăm, nu știu ce se află dincolo de lucrurile astea, pentru că nu le stăpânim prin puterile noastre acestea materiale, adică să avem nevoie de dovezi concrete. Iar pentru asta, cum am spus, numerologia fiind un sistem totuși atât de sensibil, dincolo și de partea concretă a ei, tot ce înseamnă cantitativ din punct de vedere al numerelor, este o latură, dar este o latură foarte aproape de banalitate în ce înseamnă numerologia adevărată. În schimb, unde se duce ea și unde are adevărata putere este în această însușire interioară a cifrelor, care mai departe ne descrie însușirea omului, ne descrie însușirea unui obiect, a unui fenomen, a timpului, a spațiului. Chiar ne putem îndrepta și către lumile superioare, tot ceea ce înseamnă diferite spirite superioare, sufletul omului și așa mai departe. Deci sunt într-adevăr domenii diferite și puțină pregătire e necesară în direcția asta. Știi ce vreau să te întreb? Pentru că ai spus un concept foarte interesant și vreau să te rog să-l definești din punctul tău de vedere, și aici mă refer la puterea numerelor. Sună foarte frumos așa. Din punctul tău de vedere, ce înseamnă de fapt? Care este această putere? Este ceea ce aduce elementul respectiv odată cu el, fie că înțelegem, fie că nu înțelegem. Uite, poate mă vor înțelege și cei care ne urmăresc mai ușor așa. Haideți să ne gândim la semnul stop, care este peste tot în semnul rutier, peste tot pe toate drumurile. Avem semnul stop în intersecții, la trecerea de pietoni, la trecerea de cale ferată. El în sinea lui este o simplă tablă în formă de câte colțuri, 6 sau 8, 6 colțuri parcă are, 6 laturi are semnul stop.
În sinea lui este doar o tablă, colorată cu roșu și scris cu alb pe ea. Dar dincolo de asta, el are o putere. Semnul în sine are o putere. Este investit cu o putere simbolică. Tocmai pentru că, dacă este să luăm tot ceea ce înseamnă semnele de circulație, acestea în sinea lor, tot universul semnelor de circulație, formează un limbaj care, în momentul în care sunt scrise pe stâlpi de-a lungul drumului, toți cei care participă la care circulă pe drumurile respective, citesc fix același mesaj. Cedează trecerea, stop, atenție, drum periculos și așa mai departe. Tot ce înseamnă semne de circulație. Este limbajul și fiecare semn, fiecare simbol de genul acesta, la fel ca și în numerologie, el nu reprezintă doar o literă, așa cum avem alfabetul, nu reprezintă doar un cuvânt, de exemplu, așa cum avem cuvântul mama, tata, scaun și așa mai departe. El reprezintă o noțiune întreagă, foarte multe concepte. Iar stopul, de exemplu, spune până aici, oprește la tot ceea ce spune în regulament, de fapt. Oprește la limita aceasta și acordă prioritate. Că trece trenul, că trec pietonii, că este o intersecție unde trebuie să dai prioritate. Dar cu toții știm că în spatele acestui semn există o descriere largă. Plus, există pedepse, dacă nu faci lucrul acesta, există, vezi că primești amendă, că ți se suspendă permisul și așa mai departe. Adică asta este puterea lui stop. O singură plăcuță de tablă care, în mod normal, dacă ai vedea-o oriunde în lumea asta, chiar și cu aceeași formă, dar fără culoare și fără textul de pe ea, nu te impresionează cu absolut nimic, adică nu are nicio putere. E, în momentul în care ea este înfățișată sub semnul de pe stâlp, atunci prinde putere, capătă putere și este în stare să îți modifice realitatea. Adică tu te oprești acolo fără să îți spună ceva, fără să se întâmple alte lucruri, tu te-ai oprit ca și om. La fel se întâmplă și cu numerele, doar că de data aceasta, dacă nu cunoaștem însușirile lor, noi le folosim, așa cum am spus, din punct de vedere aritmetic, în cea mai mare parte. Însă, uite, de exemplu, ca să dau un mic exemplu la ceea ce se spune că se întâmpla în școala lui Pitagora. El a despărțit numerologia, studiul numerelor, de matematică și de știința fixă, tot ce presupune studiul matematic adiacent, că este vorba de fizică, de economie, de astronomie, de absolut orice unde foloseau matematica, dar pentru ei era ceva ca și cum ar da copiilor să se joace cu Lego, iar ceea ce făcea el în școala de numerologie era un fel de facultate de arhitectură, din toate punctele de vedere, adică ceea ce poate într-adevăr să construiască în lumea asta, poduri, clădiri, orașe, tot ceea ce există, cam asta putea face numerologia, dar nu la modul fizic, mă refer mai mult la modul sufletesc, să crească ceva în om, să-l înalțe pe om. Iar matematica propriu-zisă, aritmetica cu toate aplicabilitățile ei, rămân fix în comparație, doar așa ca un fel de joc de Lego. Adică era folosită, el într-adevăr îi pregătea pe oamenii importanți din stat, cum erau cei care se ocupau de finanțe, de politică, de tot ce era important, administrativ. Și le oferea matematica doar ca mijloc de supraviețuire, ca mijloc de evoluție, ca mijloc de trai, de subzistență a societății și atât. Dar nu mai departe de atât. Însă, ceea ce poate într-adevăr să facă numerologia este să ridice ființa umană până la nivelul de, nu știu, de Dumnezeu într-o finalitate. Cam aceasta este diferența cumva între ceea ce, unde putem ajunge cu ele. Această putere, până la urmă, o reprezintă, să spunem, atât cifrele, numerele în sine, cât exact cum ai spus, sensul, ca și simboluri pe care le au fiecare. Și aici, chiar la SOADA cred că am auzit chestia asta, cât de importante sunt simbolurile și cum, de fapt, foarte multă cunoaștere, la un moment dat, a fost transpusă într-o serie de simboluri. Noi nu prea înțelegem lucrurile astea sau începem de fapt să înțelegem, dar dintr-o altă prismă, inclusiv a calculatoarelor, pentru că aceste comenzi pe care noi le dăm calculatoarelor, ele sunt traduse la un moment dat sub formă de simboluri pentru ele și avem un limbaj cu care comunicăm.
Cum ți se par ție aceste simboluri și mai ales dacă noi în momentul de față suntem pregătiți, mintea noastră efectiv este pregătită să le reia, pentru că noi în vechime le-am avut acestea. Da. Sunt mai multe aspecte aici. Pe de o parte, simbolul, cred că ne putem rezuma cel mai simplu, ca să înțeleagă toți oamenii, la emoticoanele pe care le folosim astăzi. Și știm cu toții cum din două, trei emoticoane pe care le alipim unul lângă altul, putem să transmitem o frază sau poate chiar mai multe fraze cuiva. Adică nu trebuie să mai scriu, lasă-mă în pace, că sunt obosit și că sunt deprimat acum sau am pierdut ceva pe cineva important din viața mea, îmi vine să plâng, vreau să stau retras, nu vreau să ies din casă două zile. I-ai trimis două emoticoane și cam omul deja înțelege ce este cu tine. Acesta este puterea simbolului de a reprezenta o încărcătură de informație, care automat poate să vină și cu informația propriu-zisă, pe care omul o percepe prin gândirea lui, dar poate să vină și cu starea afectivă pe care tu o ai și atunci omul o simte fără să îi explici în cuvinte și poate chiar să-l și îndemne la o activitate, la o acțiune pe care să o facă. Adică nu e ca și cum s-a uitat la telefon, a văzut acele emoticoane pe care le trimiți și închide telefonul, da, a pus niște poze și atât. Trezește ceva în tine, te mișcă. Un proces logic, un sentiment și poate chiar te mișcă până în punctul în care să te duci la el acasă și să stai cu el, să vorbești cu el sau, nu știu, sau într-adevăr să-l lași în pace să leviți, chiar dacă zi de zi aveai nevoie să vă auziți la telefon. Dar îți dai seama doar din două, trei emoticoane să faci toate lucrurile acestea. La fel, pe de o parte, aici vorbim despre simboluri cunoscute, despre faptul că limbajul, descifrarea simbolurilor ne este cunoscută tuturor. Ei, când vorbim de numerologie, este puțin diferit pentru că nu ne este la îndemână. Oamenii nu sunt obișnuiți cu aceste descifrări, însă ele sunt foarte simple. Uite, de exemplu, puterea lui 2. Ce înseamnă puterea lui 2, că vorbeam de puterea simbolurilor? Putem să ne gândim simplu la doi oameni care vin împreună. Pot fi căsătoriți, pot fi iubiți, pot fi colaboratori la locul de muncă. Și aici ne dăm seama, doar din acest simplu exemplu, putem să ne dăm seama de ce înseamnă într-adevăr puterea lui 2. Observând acele două persoane, ne dăm seama, de exemplu, că se formează o relație între ele. Dacă cei doi se cunosc, bineînțeles, nu am trecut odată pe lângă un om pe stradă, am fost acolo doi oameni, dar n-am avut nicio treabă unul cu altul. Nu, în momentul în care avem o interacțiune, că e la locul de muncă, că e în cuplu. Asta înseamnă că se formează o relație. Iar doiul vorbește despre acest lucru, despre puterea relației dintre oameni, despre faptul că ei doi interacționează între ei și faptul că unul poate veni cu o idee, celălalt ori îl susține și asta face doiul, ori te susține, ori este împotriva ta, ori dezbină, ori aduce împreună. Doi are puterea, de exemplu, în numerologie se spune că este diplomatul. La fel, între cei doi oameni, în momentul în care ei vor să se apropie, au nevoie să dezvolte diplomația în ei. Pentru că altfel se naște din nou scindarea, se naște ezitarea, se naște să îți întorci spatele și să plec. Cearta la fel simbolizează doi, cearta mai simbolizează, de exemplu, într-o anumită interpretare și comunicarea dintre oameni. Faptul că eu sunt capabil să-ți transmit ceva și mai ales comunicarea emoțională, adică nici măcar n-am avea nevoie de cuvinte, pentru că eu mă apropii, este acea atracție dintre oameni, simpatia sau antipatia. Pentru că noi ne apropiem mai degrabă emoțional unul de celălalt, mai ales într-un cuplu. Și poate chiar și la locul de muncă, tot trebuie să ai o simpatie sau o antipatie față de cineva, astfel încât să se întâmple ceva între oameni. Și mai departe, care mai era? Știu că avea mai multe părți întrebarea. Vreau să, pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză, vreau doar acum să-ți lansez o provocare și vom relua și acea întrebare după această scurtă pauză, pentru că nu mai avem timp acum. Și provocarea mea este următoarea. Eduard, crezi că oamenii novici, să spunem cei care nu am avut de-a face direct sau nu avem de-a face direct, pot
într-un fel sau altul? Sau care este nivelul până la care putem ajunge noi cu cunoașterea în ceea ce înseamnă numerologia sau cum o putem accesa? Și, dragile mele, dragii mei, stați aproape pentru că vom afla răspunsurile la aceste întrebări după o scurtă pauză publicitară.